Ofițerii Direcției Generale Anticorupție Neamț și Gorj au efectuat 6 percheziții pe raza celor două județe. Cauza penală a vizat săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concret, mai multe persoane s-au pensionat ilegal. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție, Serviciile Județene Anticorupție Neamț și Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, ca urmare a desfășurării unui complex de măsuri procedural-operative, efectuează astăzi, 7 februarie, 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț și Gorj, într-o cauză penală ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de corupție și de fals în înscrisuri sub semnătură privată, au transmis reprezentanții DGA. Mai multe persoane suspecte vor fi audiate de procurori.